Sunt aici, nici astăzi nu m-a furat nimeni. Salutare, salutare, dragi colegi de izolare. Gata bagajul, plecăm la pădure, la grătar. Înălțare, ai, ce mișto era. Ne sunam dimineața, bă, ți-ai băut cafea? Mi-am băut-o, mai am 5 țigări și după aia mă duc să mă... Hai, că plecăm odată, că întârziem, ne iau alții locul. Umpleam portbagajul cu tot ce trebuie și ne duceam la pădure, la grătare. La dezinfecta grătarul prima dată. Prima dată îl dezinfectam. Acum dezinfectăm telefonul, că e coronavirusul. Cu ce se dezinfectează telefonul? Cu o cârpă din microfibre îmbibată cu soluție de alcool etilic 70%. Pe vremuri dezinfectam grătarul cu o bucată de slănină. Până îl dezinfectam, eram și noi îmbibați etilic și apoi după aia aruncam pe grătar așa. Cărnărie, numai cărnărie, ceafă, cârnați, mai mici sau mai mari, slănină, ce mai puneați? Micu, nelipsitul mic, mititei. Puneați și somon, Doamne ferește, să spurcăm grătarul, eventual niște ciuperci acolo pentru fete. Și între timp, pac, pac, udam, 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 ai ce vremuri, ce vremuri. Acum om comanda mici de la McDonald's, McMici, Little's, extraordinar. Cum ne-or putut înșuruba în izolarea asta, mă, să nu mai ținem cont de tradițiile noastre milenare și multiseculare. N-avem ce să facem. Stăm cu minți. Acum stăm pe curul nostru. Că și Marica, fotbalistul Ciprian Marica, astăzi a zis că nu prăjește niciun mititel. Dar poate găsește vreo nevastă de-a cuiva să o ardă. Ce să mai zicem? Stăm cu minți, că nu vedeți, dronele ne supraveghează. Imediat strigă drona, stai liniștit, stinge focul sub grătar. Prin locurile de picnic patrulează jandarmii călare. Aici am ajuns. Da, dacă suntem cu minți, ci că la anul o să ne lase la grătar la pădure de 1 mai. Dar mai găsim noi pădure pe când ne ducem? Că te tot aia. Domnul Iohannis, cu hoții de pădure, nu ai un pic de război? Nu-i cerți în stilul dumitale caracteristic? Dacă când o ieși la anul, la grătar de 1 mai, om fi ca și în melodia Tatianei Stepa, copaci fără pădure. Nu o să mai găsim nimic, măcar un pic de verdeață acolo să punem o pătură, un pic de muzicuță și... Nu e ușor, nu e ușor, vă cred, dar haideți să stăm acasă, haideți să stăm acasă. Că dacă nu după 15 mai, nu o să fie relaxare. Să stăm acasă, da? E drept că mici la tigaie nu sunt ca mici în aer liber, dar totuși să dăm dovadă de implicare civică, de implicare socială. Băi, dar era o linie câștigătoare. Astăzi e vineri, 1 mai liber. Ieșai la grătare. Mâine prindeai o nuntă, că e sâmbătă și trebuia să fie o nuntă. Duminică mergeai la terasă la ceva pretin să te drești cu ciorbă de murtă. Alinierea perfectă a astrelor. Dar acum, n-ați văzut că în Israel au făcut nuntă într-un hipermarket? Bine, că ei sunt mai zgârciți, așa, din felul lor, dar dacă nu se dă drumul la nunți, și românii inventivi o să-și facă nunta în ceva hipermarket. Mirele cu mireasă să stea la raionul de zarzavaturi, rudele să stea la raionul de băuturi și cetelașii la raionul de detergenți. Și pe alea dedicații. Din partea nașului, un palet cu apă minerală și niște vin. Și de la mătușa miresii, 10 sticle de Domestos. Să trăiască la mulți ani. Apropo, mâine o să pun pe Facebook și pe YouTube un material cu glume pe care le-am zis la diverse nunți. Că eu la viața mea am fost la nunți. Am fost la câteva nunți. La unele am zis glume, la unele n-am zis glume și la altele am tăcut. În special la nunta mea. Așa că să ne vedem de treabă. Poate pe 15 mai să relaxează treaba. Da? 15 mai devine 1 de mai. Petrecere frumoasă vă doresc, că știu că nu vă lăsați. Cumva, cumva sărbătorim și ziua asta de Arminde, în 1 mai. Vă dați seama, în calendarul ăsta al chestiilor funny, 1 mai mai este și ziua lui Batman. Al lui Liliac Baci. Da? Liliacul de la Wuhan, a? Eu v-am zis că aduce COVID-ul, dar voi nu, că Batman, Batman, Batman. Weekend plăcut. Nu vă neglijați stomacul, dar nici sufletul în acest weekend. Nicu Bendea v-a deranjat și își cere scuze. Dar vă salută, dragi colegi de IZO.